Zi, prieteni, suntem în martie, la începutul lui martie. E o zi frumoasă de primăvară, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Cu această ocazie vă voi arăta altoirea în despicătură. E o metodă ușoară, simplă, destul de bună în ceea ce privește eficiența prinderii și rezistența altoirii. Avem nevoie de câteva ustensile. Este vorba de un ferăstrău finuț care să putem să tăiem ramurile mai groase și trunchiul copacului. Bineînțeles, o farfecă de vie sau o farfecă de pomi, cum se spune, un briciag bun, bine ascuțit, un ciocănel pentru ca să putem să bătem în cuțitul de despicat. Și pentru pom puțin mai groși, mai solizi, pentru ca să putem să căscăm despicătura, să îndepărtăm și să introducem altoi, eventual o ropană de lemn, cea mai bună este o șurubelniță rezistentă. Bineînțeles, ceva pentru lipire, eu folosesc banda izolieră, este excepțional, ușor de folosit, se poate folosi ceară, mă rog, și alte mijloace de lipire, dar sunt mai dificile, mai pretențioase. Mie mi iese perfect cu banda izolieră. Bineînțeles, avem nevoie și de crenguțele, mlădițele de un an, mlădițe tinere pentru altoi. Și eu mai folosesc puțină argilă pentru mici lipituri peste scoarță. Vom începe, avem nevoie de un port altoi, adică un pom pe care vrem să-l altoim. De obicei, pomii sălbatici, mai ales aclimatizați în anumite zone, sunt cei mai buni. Îi puteți altoi pe câmp, exact unde se află, sau îl puteți muta în grădină unde doriți, îl lăsați să se prindă și apoi se altoiește. Am încercat să mut primăvara pomii și să-i și altoiesc în aceeași primăvară, dar e mai dificil, procentajul mai scade de prindere, pentru faptul că e primul an, pomul de-abia se luptă să se rădăcineze și nu are timp să împingă seva care să caluseze, să lipească altoiul și e posibil altoiul să se usuce. De aceea, măcar din toamnă mutați pomii sălbatici și altoiți în primăvară. Acesta a fost deja altoit, dar nu-mi place, un golden pretențios, e altoit într-un măr sălbatic. Am să-l altoiesc mai jos, s-a prins frumos aici el de fapt. Căutăm o zonă pe trunchi, o zonă cu mai puține denivelări și noduri, pentru că altfel crăpătura nu se va face foarte drept. Încercăm să tăiem cât se poate de drept. Cu atenție să nu-l jupuim pe coaje, când ajungem spre final. Dăm încet. Îl punem aici. Avem o tăietură fină. Acum îl vom despica exact pe centru. Ne uităm în așa fel încât să despicăturile pe cât posibil să nu vină în dreptul unui nod, pentru că altfel vor ocoli nodul și ca atare nu vom mai putea să băgăm un altoi într-o poziție corectă. Aici văd că este neted. Am uitat să vă spun, am și pentru ca un izopren micuț special de grădinărit, mai pun genunchiul la pământ ca să nu obosesc. Putem încet, facem o crăpătură de câțiva centimetri. Așa. Acum pregătim un altoi. De obicei aleg o zonă de câțiva 2-3 cm între ochiuri, între muguri, ca să poată să îmi permită să-l fasonez. Acum ar trebui exact ca o săgeată care vine implementată aici, cu atenție. La măr se fasonează mai ușor, mărul, părul, chiar și prunul, cireșul este dificil pentru că are tendința să se exfolieze.
Încercăm, deci mugurul acesta va fi primul mugur care este, se va monta undeva la suprafață, chiar aici la bază, exact unde tu al cuirii. Îl sprijin lemnul pe deget, cu atenție să nu ne tăie. Și încercăm cât se poate de fin, să facem un fel de pană ascuțită. Exact locul care trebuie să intre când despicătura va fi lărgită. Începem sub mugur. Sub mugur câțiva milimetri, o jumătate de centimetru. În partea interioară, curățim puțin, aproape de unde am... Ascuțim puțin. La cireș, pe cât posibil, dintr-o singură despicătură, este lemnul mult mai moale, o măduvă moale așa, și dacă dăm de mai multe ori se va exfolia cu siguranță. Observați? Este o pană. Cojița să nu se exfolieze, cojița care rămâne în exterior, pentru faptul că exact pe sub cojița aceasta se va circula și se va lipi cu portaltoiul. Adică cu lemnul sălbatic. Așa. Cu atenție o să o montăm. Observați, a intrat. Acum să fie la nivel. Dacă e pomul mai gros, va trebui un milimetru în interior, nu în exterior, sub nicio formă, pentru că scoarța portaltoiului trebuie să fie mult mai groasă, dacă e pomul gros, față de grosimea altoiului. Altoiul, am uitat să spun, să fie maxim cât grosimea unui creion. Chiar aproape e prea gros. Mai potrivit și lemn de un an, lemn tânăr. O să-l mai scurtăm, pentru că este prea lung. Așa, pregătim al doilea. Dar pentru că este un pic mai gros, permite chiar dacă e mai subțirele, ideal. Pentru ca să nu, că va crește mare, să nu se frângă de la mijloc greutatea fructelor. Încercăm pe cât posibil altoii, mlădițele de altoi, să fie de grosime aproximativ egală, pentru ca să nu exercite presiune una mai mare decât cealaltă și să-l slăbească din prindere. Să folosesc de data aceasta și rubelnița pentru... Am scos pe celălalt. Observați, este... Să-l bag imediat și pe celălalt. Trebuie să fie la nivel sau un milimetru sub scoarță, nu băgat nici în interior, în diagonală, ci exact la nivelul scoarței, pentru ca seva din portaltoi să ajungă la altoi, să caluseze, să lipească bine, să îngemâneze bine și apoi să avem de-a face cu o lipitură solidă. Am să-l scurtez și pe acesta. 20 de centimetri, 25 de centimetri pot să fie lungime. Dacă sunt prea scurți, riști ca să aibă prea puțin mugur și să nu se prindă, să se rupă vreun mugure 2. Dacă e prea lung, muncește prea mult pentru a întreține o ramură atât de mare. Deci undeva la 20, 25, 30 de centimetri maxim. Vreo 20 de centimetri, 25 este ideal. Acum vom tăia o bucățică de scoarță din... Încercăm să o introducem deasupra crăpăturii, pentru că voi pune puțin argilă ca să lipească bine aici. Și
Și să nu intre, evitați ca argila să intre în despicătură, pentru că altfel va împiedica lipirea perfectă. Doar izolăm ca să nu respire deloc. Îi ține și un pic să izoleze bine. Acum observați aici, vom da pe despicătură. Aproape că nu se mai cunoaște. Observați cât de bine este îngemănat. În general, mărul, părul se prind 100%. Cireșul uneori trebuie pus timpuriu, deci în luna martie, la început, este bine 2-3 săptămâni din martie, maxim până spre aprilie, dar la cireș trebuie mai precoce, la început de tot de martie, pentru că va avea tendința mugurul să se umfle și să vină prea multă sevă sub scoarță și se va deshidrata, se va usca altoiul până să se facă lipitura. Acum trecem la bandajat. Trebuie bine bandajat ca să nu... Voi băga cu atenție, fără să mișc, cam cât este de lungă în jos crăpătura. Vom coborî banda izolieră, ținem frumos așa. Și începem. Când strângem bine ca să strângă bine scoarța portaltoiului, să strângă bine, să prindă bine altoi în interior. Acum pe sub mugur, observați, mugurul a rămas 3-4 mm deasupra bazei unde s-a efectuat tăierea. Sub el vom strânge și aici la fel. Și aici la fel. Acum o luăm ca să izolăm total. Și putem să băgăm cu atenție, fără să îi mișcăm, fără să rupem mugurii. Altoirea este un lucru minunat. Din ceva sălbatic, îți trebuie mlădiță și poți să faci nobil. Compatibilitatea portaltoiului, de asemenea, e o problemă cu altoiul. Aici am un măr sălbatic, deasupra am mere nobile. Propriu zis, merge mărul în măr sălbatic, deasupra măr sălbatic, cireș sălbatic. Interschimbabil merge și măr în păr sălbatic sau păr nobil, altoi măr sălbatic, dar cel mai bine este să fie compatibilitate de plină. Părul poate să fie altoit și în păducel, am altoit în păducel și se prinde destul de bine, impune o rodire rapidă și multă, dar problema este că portaltoiul de păducel sau de porumbar nu va crește atât de solid, va avea tendința altoiul să depășească în dimensiune portaltoiul care îl ține, care îl susține și ca atare se poate frânge sub greutate. Se poate badijona puțin și aici. Am tăiat vârfurile să nu intre scătura. Și așteptăm să dea mugura și mai târziu vom avea ocazia să reluăm filmarea, să vedem cum dau, cum cresc. Se vor rupe lăstarii care vor încerca să dea de pe portaltoi, adică lăstarii mai mărului sălbatic în cazul nostru. Îi rupem pentru ca să bage toată seva în portaltoi. Succes, sănătate și Doamne ajută! Până la o nouă revedere!